găsit la o nouă ediție a emisiunii Astro Confidențial. Ne apropiem cu pași repezi de finalul lunii noiembrie și trebuie să spun că deja în aer plutește spiritul sărbătorilor. Știu, mai este aproape o lună până la Crăciun, însă atmosfera atât de tensionată până acum se relaxează vizibil. Bineînțeles, mulțumită expansivului soare însăgetător care are talentul de a ne transmite tuturor din filozofia sa optimistă faptul că la începutul săptămânii formează un aspect tensionat de cvadratură cu Neptun, planeta magică a viselor, poate însă să ne facă un pic prea relaxați și încrezători într-un viitor roz și inexistent. Problema cu aspectul ăsta este că ne face să trăim o stare de confuzie, de incertitudine legată de propriile credințe de viață, propriile valori și principii. Imaginea pe care o vedem poate fi deformată, ireală, de parcă am avea în față un văl. Incertitudinea plutește în aer. Starea de confuzie este alimentată de gândurile frământătoare. Atitudinea evazivă tinde să ne cuprindă toate acțiunile, evitând responsabilitățile pe care le avem. Apare tendința de a le pasa altora. Problema apare atunci când și cel de lângă noi ni le pasează la rândul lui și avem astfel senzația de nedreptate. E indicat că în această perioadă să ne canalizăm atenția spre activitățile creative, muzică, pictură, dans, fotografie. Sunt foarte productive și ne ajută la detașare și relaxare. Tot în perioada asta, mai exact pe 25 noiembrie, vorbim și de o conjuncție la grad exact între Mercur și Saturn în semnul Scorpionului. S-a mai întâmplat asta înainte de retrogradarea mesagerului astral. Ei, acum conștientizăm la adevărata lor amploare lecțiile pe care le-am avut de învățat în ultima lună și în ce mod le putem folosi de acum încolo. Nu degeaba au avut loc introspecțiile alea profunde. În fine, având în vedere și restul combinației astrale, conjuncția asta are și darul de a mai stabiliza lucrurile. Nu de alta, dar opoziția dintre Pluto și conjuncția Jupiter-Lună Neagră plus cvadratura Soare-Neptun sunt destul de capabile să creeze un tsunami de emoții care riscă să ne scape sub control. Mijlocul săptămânii este marcat, în schimb, de tranzitul lunii prin Fecioară și Balanță. Accentul se pune pe atenția la detalii, cooperare, imparțialitate, detașare, muncă în echipă. Din nou însă avem undeva pe joi o opoziție între Venus în Capricorn și conjuncția Jupiter retrograd Lună Neagră în Rac. Asta aduce o tendință spre dramatizare și excese. Fie că este vorba de melodrame în ceea ce privește relația de cuplu, fie că este vorba despre prea multe petreceri, mâncare, băutură, somn, finanțe aruncate pe geam, acum depinde de astrograma fiecăruia. Când cei doi benefici ai zodiacului se iau la ceartă, șansele ca lucrurile să alunece măcar temporar pe o pantă nedorită cresc exponențial. Forma devine și ea mai importantă decât conținutul și va da naștere unor emoții greu de controlat, precum lăcomia, gelozia, lena sau superficialitatea. Nu este exclus nici ca unii să ceară în gura mare unele drepturi care nu li se cuvin, bani, poziție sau recunoașterea pentru care nu au muncit. În ceea ce privește viața sentimentală, pentru că nu trebuie să uităm că Venus se ocupă și de asta, apare nevoia de beție a simțurilor. Vrem o contopire a trupurilor și de aici apare tentația seducției, a aventurii. Pe înțelesul tuturor, cei care sunt într-o relație stabilă ar putea să cam aibă unele momente în care le fug ochii, iar cei necuplați încă zboară din floare în floare. Dar nopțile pasionale nu rămân fără consecințe oricât de mult și-ar dori măcar una dintre părți lucrul ăsta. Potențialul de neînțelegeri e destul de mare. În fond, depinde de fiecare cum e gestionată această situație. Vești bune apar însă la finalul săptămânii. Aceasta se încheie cu un frumos trigon între Soarele în Săgetător și Uranus în Berbec, care ne aduce într-o zonă artistică a inspirației și originalității. Dăm frâul liber energiilor creatoare și începem aventura în lumea imprevizibilului. Începem cu pași mici, ca ai unui copil care iese din întunericul pădurii în curcubeul poienei, însoțiți de încredere și inocență. Fie că suntem pătrunși de această atitudine în activitățile de zi cu zi, de acasă sau la birou, fie că ne pregătim pentru cei dragi, pentru luna ce va urma, importantă este starea interioară a fiecăruia, credința că totul o să fie bine, setea de cunoaștere și provocarea necunoscutului. Să vedem în continuare cum se reflectă aceste aspecte astrale în existența fiecăreia dintre cele 12 zodii.
Universul începe să le surâdă din nou berbecilor sau măcar găsesc o soluție alternativă la problemele lor actuale. În linii mari, acesta va implica și satisfacerea dorului de ducă trezit de planetele care migrează spre zodia săgetătorului. Deocamdată este doar Soarele acolo, însă în viitorul apropiat o să intre și Mercur, planeta comunicării. E cazul, deci, să fie pe fază. Se trezesc cu sau fără voia lor, în niște conjuncturi pe care sunt capabili să le influențeze prin acțiuni perseverente și comunicarea cu ceilalți. Să nu uite acest cuvânt, comunicare, pentru ei va fi foarte important. Felul în care pun problema, în care vorbesc cu ceilalți, este de natură să le definească viitorul pe termen lung. Nu de alta, dar Soarele tranzitează în cazul lor sectorul asociat călătoriilor lungi, al planurilor de viitor și al filozofiei generale de viață. Pentru cei născuți în berbec, asta se traduce și prin faptul că Universul le oferă niște șanse neașteptate, prin cvadratura formată cu Neptun, planeta inspirației. Depinde numai de ei să o și fructifice, să negocieze termenii în care va evolua această situație. Acum, e bine să profite cât mai mult din punct de vedere material de oportunitățile astea, dar în același timp să-și păstreze principiile și să nu calce, la figurat vorbind, peste cadavre în drumul lor spre succes. Într-un plan mai concret, ar putea fi vorba și despre posibilitatea de a lua legătura cu o firmă din străinătate sau să primească vești de la cineva aflat pe meleaguri îndepărtate. Cert este că, mulțumit aspectelor din zilele următoare, unii dintre nativi vor trece printr-o reînnoire aproape magică a sinelui. Vor să se reinventeze, să încerce lucruri noi, să inițieze proiecte. Chiar nu se jenează să fie mai îndrăzneți, mai încrezători în forțele proprii. Vor noutate, dar în același timp devin mai cooperanți cu lumea și renunță la comportamentul extremist sau rebel, care, să fim cinstiți, a fost sursa destul de multe probleme în ultimele luni. Devin conștienți de necesitatea de a da lumii ce este al lumii, de a face compromisuri, păstrându-și însă totodată intactă identitatea fizică și spirituală. Tranzitul lunii prin balanță de la mijlocul săptămânii plus frumosul trigon dintre Soarele în Săgetător și Uranus aflat în zodia lor le accentuează nativilor dorința de a se îndepărta de rutina zilnică și de a se dedica unor idei și idealuri noi. Pofta lor de a trăi pare să nu mai cunoască limite. Schimbul de mesaje cu ceilalți tinde să fie caracterizat de dinamism și îndemnuri spre acțiune imediată. Apare și dorința sau chiar necesitatea de a ieși din carapace și de a intra în contact cu lumea, de a dialoga. Au ceva de spus, au planuri îndrăznețe și vor ca toți cei din jur să le audă și, de ce nu, să ia parte la ele. Ca atare, se anunță un nou weekend plin de acțiune cu schimburi de idei și cunoștințe care îi inspiră. Singurul avertisment ar fi legat de limitele fizice ale trupului lor, adică nu este momentul să le forțeze. Știu, mulți dintre ei se cred invincibili sau măcar își închipuie că au rezerve nelimitate de energie. Dar dacă pierd prea multe nopți, dacă nu încetinesc ritmul măcar ocazional, o să afle într-un mod destul de neplăcut care sunt consecințele. O perioadă cu suișuri și coborâșuri, așa ar putea fi caracterizată săptămâna taurilor. În principiu, accentul se pune pe o definire clară a crezurilor personale și a filozofiei de viață, lucruri care, pentru pragmaticii nativi, sunt de natură să le dea oarecum universul peste cap. Pare că brusc încep să-și pună tot felul de întrebări existențiale. Sunt agitați, împrăștiați și gata să se lanseze în tot felul de controverse aprige pe teme spinoase. De vină ar fi tranzitul Soarelui prin Săgetător și aspectul dificil pe care îl formează la începutul săptămânii cu alunecosul Neptun în Pești. Acesta activează sectorul subiectelor tabu din viața nativilor, inclusiv cel al banilor, moștenirilor, partajelor, relațiilor intime și al altor chestii asemănătoare. Pe de altă parte, apare posibilitatea de a scoate la lumină unele secrete care le stânjeneau libertatea de mișcare. Mă gândesc aici atât la secrete ale lor, dar și ale unor persoane din jur. Apar clarificări mult timp așteptate, care sunt aduse de conjuncția Mercur Saturn din Scorpion de pe 25 noiembrie. Este un moment excelent pentru a pune ordine în parteneriatele lor, atât cele personale, cât și cele care au legătură cu afacerile. Se redefinesc termenii unui contract, scris sau nescris, de mare importanță în evoluția lor ulterioară.
Tot săptămâna următoare apar frământări sau chiar discuții legate de intimitatea în relația de cuplu. De fapt, relaxarea ce însoțește eliberarea senzualității într-o relație poate să netezească drumul spre o comunicare sinceră și deschisă cu partenerul. Uneori, în această conjunctură astrală, un înfierbântat schimb de idei cu o persoană de sex opus poate să dea naștere unei neașteptate atracții reciproce. Opoziția dintre Venus în Capricorn și conjuncția Jupiter-Lună Neagră va intensifica orientările anterioare, aducând un moment prielnic analizării unor impulsuri interioare, unor realități pe care au încercat să le evite sau să le treacă cu vederea. Poate că nu vor să se confrunte cu proiecte care li se impun sau cu probleme tulburătoare din relația cu oamenii îndrăgiți. Pot să lămurească unele mesaje obscure ale subconștientului care le-au dat de furcă în ultimele luni. Intuiția și ingeniozitatea le vor pune în față noi perspective și căi de explorare a unor resurse neglijate sau neîndeajuns exploatate. Ar putea chiar să se aștepte la niște revelații cu privire la adevăratul sens al unor experiențe confuze din trecut. Nu în cele din urmă, finalul săptămânii, marcat de trigonul Soare însăgetător Uranus în Berbec, este de natură să aducă o conexiune profundă și intimă în relația de cuplu, de natură să vindece niște vechi răni sufletești sau să le înlăture din gânduri exasperantul stres al trăirii cotidiene. Au practic la îndemână o perioadă bună pentru rezolvarea unor probleme materiale sau afective, din legătura cea mai importantă din viața lor. Senzualitatea crescândă din viața amoroasă nu va face decât să scoată în evidență dorința fierbinte a ambilor parteneri de a ajunge la un nivel superior de împărtășire și sinceritate în dragoste. Tot aspectul ăsta aduce și noroc în sfera financiară. E de așteptat să primească chiar un sprijin bănesc important. Sunt favorizate aspectele asociate cu bunuri sau bani deținuți în comun cu un partener și, în același timp, este momentul să plătească o datorie veche și să scape astfel de reproșuri, dar și de un amar sentiment de vinovăție. Agenda socială a gemenilor este arhiplină chiar de la începutul săptămânii. Prieteni care îi sună, șefi care îi cheamă la o discuție referitoare la o posibilă promovare, partenerul de cuplu care este din ce în ce mai drăgăstos, ce mai sunt pe val, doar să aibă timp să le facă pe toate. De fapt, parteneriatele, fie ele din viața socială, profesională sau personală, au devenit prioritare odată cu intrarea soarelui în săgetător. Nativii au nevoie de alte puncte de vedere, de opinii, de părerile altora, pentru a-și clarifica propria destinație până la urmă, fie ea pe termen scurt sau chiar destinul lor în general. Conexiunea cu cei din jur, crearea de noi contacte și simțul diplomatic vor reprezenta cheia ale succesului în această perioadă. Pe de altă parte, aspectele făcute de Uranus, cum ar fi detensionarea relației cu Pluto și spre finalul săptămânii, trigonul cu soarele în săgetător, pun capăt unor reevaluări de multe ori silite ale prieteniilor și felului în care amicilor îi sprijină în afirmarea propriei personalități. Dacă au renunțat la unele amiciții și au închegat altele noi, acum este momentul să le consolideze. Pot să adere chiar la un grup sau o colectivitate ce le împărtășește interesul pentru lucruri ieșite cumva din comun. Par să posede capacitatea de a remarca ce este unic în fiecare dintre oameni, iar acest fapt îi poate face pe nativ mai interesat de ceea ce simt și ceea ce vor în ceilalți și, în fond, mai puțin egoiști. Într-un fel, este startul unui nou ciclu al vieților, în care vor pune în aplicare importantele lecții despre interacționarea cu celălalt pe care le-au învățat anul acesta. Mai ales că se apropie cu pașii repezi și luna nouă în săgetător. Cine sunt eu? Cine este celălalt? Celălalt însemnând de la partenerul de cuplu până la prieteni, colegi, șefi, subalterni, vecini, în fine, toată gama de persoane cu care au de-a face, cum interacționează și cum pot îmbunătăți această interacțiune. Și acum pun în aplicare. Ideea este că în acest fel reușesc nu doar să facă mai solide relațiile din prezentul lor, dar și să inițieze unele noi. Ca să nu mai spun că acest fapt le întărește și încrederea în propria persoană. Li se netezește, practic, calea spre întâlnirea unor oameni noi, asemănători lor în aspirații și interese. Par să întâmpine pe ceilalți cu inima deschisă, iar aceștia le vor răspunde cu aceeași monedă. În această conjunctură, singurătatea devine o povară de nesuportat, așa că vor fi gata să renunțe chiar la propriile plăceri sau preocupări pentru a-i satisface sau a-i face fericiți pe cei la care țin.
Răcii lasă deoparte săptămâna asta tribulațiile sentimentale și scenariile fantasmagorice și revin în realitatea imediată. Asta se întâmplă pentru că planetele migrează din intensul semn al Scorpionului în Săgetător, așa că imaginația lor are mai puțin tendința de a o lua razna. Tind să privească lumea dintr-o nouă perspectivă, se concentrează pe studiu sau, după caz, pe sarcinile de serviciu pe care le-au tot amânat. În același timp, și propria stare de sănătate sau a cuiva apropiat poate fi subiectul unor lungi dezbateri cu oamenii din jur. Poate că au nevoie să schimbe ceva în rutina lor zilnică pentru a-și regăsi echilibrul fizic sau psihic. Poate au ignorat prea mult timp semnalele transmise de propriul corp. Iar acum, acestea pot să ia chiar o formă alarmantă. Nu e vorba în principiu de ceva grav, ideea este să ia cât mai repede măsurile necesare. Cert este că soarele în Săgetător și aspectele pe care le formează anunță o perioadă oportună unor schimbări ale regimului alimentar și modului în care își întrețin tonusul fizic. Dacă vor să renunțe cu adevărat la obiceiuri nesănătoase, beneficiază de un sprijin astral consistent în direcția asta. Totodată vor să se simtă mai energici, mai atletici. La un alt nivel, deși nu par a se isca mari probleme în viața profesională, simt nevoia să se rupă măcar o vreme din rutină și să-și dăruiască o scurtă și plăcută vacanță. În același timp, este de așteptat să fie antrenați în numeroase activități, adeseori asociate cu jobul sau colegii de serviciu. Poate pregătesc petreceri de Crăciun sau alte evenimente sociale, unele în scop caritabil, la care prezența nativilor este absolut necesară. Ideea ar fi să nu le rateze, pentru că acolo pot să și discute cu niște persoane care le pot influența într-un mod pozitiv viitorul. Aceleași aspecte le-ar putea sugera și noi direcții în carieră prin dialoguri incitante și fructuoase cu șefii și colegii. Dar, după cum spuneam, e momentul să fie pragmatic și să rezolve niște probleme profesionale tergiversate de mult. Nu e cazul să se lase distrași de amănunte nesemnificative. Organizare și mobilizare, acesta ar trebui să fie obiectivul principal. În acest fel vor atrage negreșit asupra lor recunoașterea meritelor personale, dar și niște recompense deloc neglijabile. Ca să nu mai spun că și faptul că în cele din urmă mai scapă și de intensitatea cvadraturii Uranus-Pluto. Deci, dacă nativii se agită la muncă, în cele din urmă se agită cu folos, au loc schimbările pe care și le doreau, dar și posibile dispute cu persoane aflate în funcții de conducere. Problema e că racii nu mai sunt deloc dispuși să ia în seamă regulile și ordinele, dar ar trebui să facă puțin apel la răbdare și autodisciplină ca să-și controleze impulsivitatea. Au șansa să descopere pe neașteptate talente sau abilități profesionale de care poate nu erau conștienți până acum. Au înclinația să abordeze sarcinile de la serviciu într-o manieră inedită, neconvențională. N-ar trebui totuși să neglijeze un aspect deosebit de important pentru ei și care va avea impact în primul rând asupra vieții de cuplu. Este vorba despre conjuncția Jupiter retrograd, lună neagră din zodia lor, care se află în conflict mai toată săptămâna cu Venus în Capricorn. Mai mult decât alte zodii, trebuie să fie atenți la tendința de a înșela, de a isca din neant dispute cu partenerul oficial de cuplu, de a se lăsa purtați de tentația fructului interzis. Ochii văd, inima cere, ar spune unii nativi drept justificare, dar autocontrolul din nou trebuie să primeze. Mai ales că pot exista consecințe și nu dintre cele mai plăcute. După o scurtă fază de angoase nedefinite și întrebări referitoare la univers în general, care are loc duminică și luni, le își regăsesc strălucirea lor obișnuită. Și nici măcar mohorâtul Saturn în Scorpion, care se va manifesta prin diferite persoane al căror scop pare a fi tăiatul elanului, nu-i defazează. Coordonatele săptămânii să arate cât de fantastici sunt, să-și satisfacă dorul de ducă și să-și redefinească traiectoria amoroasă. Cât despre persoanele alea care vor să-i facă să se simtă vinovați, ar fi bine să-și păstreze generozitatea și compasiunea pentru altcineva, nu pentru ele. O replică dură va încheia această poveste și gata. După care pot să-și vadă de ale lor, adică să-și trăiască viața din plin, chestie spre care oricum îi îndeamnă soarele în Săgetător. Și nu e vorba aici doar despre petreceri, deși ocaziile nu vor lipsi. Vor să se cultive. Poate se gândesc să meargă la o expoziție, la teatru, la operă sau, de ce nu, chiar ei vor juca rolul artistului care impresionează pe ceilalți cu operele sale. Evident, este o
perioadă bună pentru lei care chiar se ocupă cu așa ceva, în primul rând actori sau scriitori, în sensul cel mai larg al cuvântului. Quadratura cu Neptun nu o fie strălucită pentru a negocia afaceri, dar în schimb aduce inspirație și jocuri de cuvinte ingenioase. E posibil chiar ca nativii să fie puși în situația de a vorbi cu măiestrie și persoasiune în fața unei largi audiențe. Efectele vor fi cel puțin spectaculoase. Pe de altă parte, dacă s-au simțit împiedicați în a-și lărgi orizonturile prin mijlocirea unor călătorii, studii sau a unei credințe interioare, o mare parte a barierelor așezate în drumul lor sunt pe cale să dispară, grație acelui al soare însăgetător și al trigonului care se formează spre finalul săptămânii cu Uranus în Perpec. O palpitantă aventură interioară sau exterioară este mai mult decât necesară în respectiva conjunctură, pentru că tot se apropie sărbătorile, ar putea chiar să plănuiască o vacanță peste mări și țări. În plus, chiar și opoziția Venus-Jupiter retrograd continuă să le stimuleze inspirația, setea de frumusețe și nevoia de a se scălda în plăcerile existenței. Ies în față, vor să fie remarcați. De fapt, ar fi mai corect să spunem că nu fac niciun efort în această direcție. Pare că locul lor este în mod natural sub luminile reflectoarelor. Impulsurile creative atrag atenția asupra lor și le oferă șansa să se exprime cu succes în proiecte începute mai de mult sau în forme în care să-și pună în valoare talentul de a improviza. Cât despre dragostea, acolo se anunță schimbări în bine. Sinceritatea comunicării cu persoana iubită se împletește cu dorința reciprocă a unei comuniuni autentice. Relația capătă noi valențe și reușesc să scape de plictiseală și monotonie. Ba chiar pentru nativii singuri se anunță ispititoare și promițătoare flirturi, care pot evolua rapid într-o spectaculoasă poveste de iubire. Trec printr-o perioadă extrem de norocoasă în amor, farmecul personal le este un aliat de nădejde, așa că n-ar trebui să treacă pe lângă ei niște oportunități cu care poate nu se vor mai întâlni multă vreme de acum încolo. Este oare posibil să existe o persoană care să se autocicălească pentru a atinge o stare de pace interioară? Răspunsul este da, iar acea persoană este cu siguranță o fecioară. Până la luna nouă, însă, săgetător au ocazia să pună în aplicare această metodă și, în același timp, să facă ordine în sectorul comunicare, adică să mai șteargă din mail-urile vechi pe care le păstrau pentru a-și aduce aminte de unele eșecuri din trecut, dar și numerele de telefon de care nu mai au nevoie, sau altele asemenea. Astrele îi încurajează să avanseze, să se simtă bine, confortabil alături de cei apropiați. Sunt de evitat și situațiile stresante. Oricum nu le sunt favorabile și nu au mare lucru de câștigat dacă se iau la harță cu diverse personaje. Ar putea paria pe tot felul de reacții incredibile și comportamente neadecvate din partea superiorilor ierarhici sau a figurilor autoritare prezente în viața lor. Comunicarea constructivă ar trebui să fie principala preocupare a celor născuți în fecioară. În mare ar trebui să fie totuși o perioadă destul de liniștită, iar cel mai bine ar folosi-o încercând să observe ce se află dincolo de aparențe, tocmai pentru a putea să rezolve problemele care până acum păreau nesemnificative, dar care, din motive obscure, nu i-au lăsat pe nativi să doarmă noaptea. În același timp, Venus și Pluto, aflate în continuare în Capricorn, îi înzestrează cu încredere în propriile forțe și curaj în afirmarea personalității. Sunt străbătuți de o vitalitate efervescentă, evidențiată atât în forma fizică, cât și în orice acțiune căreia îi se dedică. Dacă până acum s-au împiedicat poate de timiditate, comoditate sau lipsă de încredere pentru a face niște lucruri pe care și le doreau cu ardoare, acum e momentul să iasă din carapace și să preia inițiativa. Și dacă cumva simt că îi cuprinde fiorul nostalgiei, cel mai bine discută despre gândurile care îi macină. Cam ăsta ar fi mesajul quadraturii Soare-Neptun, urmată de trigonul dintre Soare și Uranus. Chestiunile personale își găsesc exprimarea, mai ales în discuții cu membrii ai familiei. Unii dintre ei poate neglija în ultima vreme. Este de asemenea o perioadă excelentă pentru a face unele schimbări în cămin. Pot să realizeze un lucru cu adevărat important dacă se concentrează asupra sferei domestice. De exemplu, să-și elibereze sufletul de o gurea povară într-un dialog sincer cu o persoană în care au încredere. Cert este că va apărea o nouă ierarhizare a dorințelor lor și a sentimentelor. Aceasta se va manifesta prin nevoia de a se apropia mai mult de persoana iubită, de membrii familiei, de părinți. Mai ales că mai este puțin și vin și sărbătorile de iarnă, iar singurătatea li se va părea atunci și mai apăsătoare. Și da, e momentul să se gândească la pregătirea și împodobirea casei în vederea Crăciunului, pentru că reuniunile de familie specifice acestei perioade anului mai au puțin și vin.
Luăm acum o scurtă pauză, dar imediat după revin cu previziunile pentru cea de-a doua parte a zodiacului. Balanțele ar trebui să-și înceapă săptămâna cu dreptul. Ziua de luni ar putea fi una de-a dreptul strălucită pentru viitorul lor financiar, dacă nativii sunt atenți la semnalele discrete care li se transmit. Odată ce le vor fi descifrat mesajul, trebuie să le pună în aplicare cât mai repede și să nu ezite. Ok, partea cu să nu ezite ar putea fi ceva mai complicată pentru o zodie faimoasă pentru indecizia ei, dar măcar odată ar putea să încerce și varianta cu întâi acționăm și, dacă decizia nu a fost cea corectă, schimbăm cursul acțiunii printr-o altă decizie. Încă un ingredient necesar pentru reușita planurilor ar fi sinceritatea, mai ales față de propria persoană, cu privire la punctul la care au ajuns în viață. Cert este că soarele în săgetător și aspectele pe care acesta le formează îi inspiră pe cei născuți în balanță în această direcție și în același timp îi face și mai însetați de cunoaștere. Este un aspect bun pentru călătorii, pentru evoluția personală, comunicarea cu ceilalți și educație. Par să fie mobilizați de nevoia de a-și lărgi orizonturile prin lectură, studiu, literatură sau știință. În prim plan sunt și crearea de noi contacte, preocuparea față de domenii precum educația, corespondența sau internetul. Au la îndemână o perioadă bună pentru a investiga lucruri care îi interesează cu adevărat și pentru a aduce schimbări de substanță în mediul lor înconjurător. Chestie care se poate traduce și printr-o perioadă foarte aglomerată de întâlniri, responsabilități și obligații. Comunicarea în plan social și profesional necesită mai mult tact și simț diplomatic spre mijlocul săptămânii, atunci când se formează niște aspecte tensionate. Odată ar fi conjuncția Mercur-Saturn în Scorpion, dar și opoziția Venus-Jupiter. Trebuie să fie foarte atenți la cuvintele pe care le folosesc și la atitudinea pe care o au, pentru că e foarte ușor ca acestea să fie interpretate greșit. În ceea ce privește viața sentimentală, o transformare subită pare să apară spre finalul săptămânii, ca urmare a trigonului dintre soarele în săgetător și Uranus în berbec. Nevoia unei mai mari libertăți în legătura de cuplu poate să creeze și niște tensiuni inutile. Alternativa potrivită ar fi să se implice împreună în noi activități sau aventuri, capabile să revigoreze relația. Într-o astfel de conjunctură cam instabilă pot să aibă loc e adevărat despărțiri sau chiar, de ce nu, regăsiri cu foste iubiri. Pe de altă parte, se pune accentul pe împărtășirea gândurilor și sentimentelor cu persoana iubită. Cel mai bine ar fi, deci, să nu-și ascundă emoțiile și să spună ce au pe suflet. Doar așa vor putea să găsească un răspuns la întrebări care i-au tot măcinat, cum au parte de respectul pe care îl așteaptă și pe care îl merită, cum se construiește de fapt fundamentul relațiilor. În plus, poate ar fi momentul să redefinească noțiunile de prietenie, relaționare, plan social sau cunoștințe, nu de alta, dar ar putea descoperi că acestea stau la baza lipsei de încredere în propria persoană. Mai bine se implică fie în situații care îi impun legături cu străinătate, fie pe ceea ce au de făcut decât în plan real, pentru a vedea roadele ideilor și ale speranțele lor cât mai rapid. Toate sună foarte bine până acum, însă evident ar putea fi și unii nativi care să se uite prin ograda vecinului și să-și închipuie că acolo lucrurile stau mult mai bine. Ei, înainte să ajungă la astfel de concluzie, ar trebui să conștientizeze faptul că aparențele pot înșela, plus că poate chiar nu li se potrivește ceea ce vecinii respectivi au. Combinația astrală de săptămâna asta ar putea provoca o adevărată implozie în lumea scorpionilor cu un ego mai fragil. Nesiguranța, naivitatea se plătesc scump, la fel ca și planurile de răzbunare. Ideea este să fie asertivi, nu agresivi, să-și dozeze cu atenție energia și să o canalizeze spre un spirit competitiv, constructiv. Ar mai fi de spus și că există niște reale oportunități în plan financiar dublate de o redescoperire a unor abilități personale. Doar să vrea să le vadă. Conjuncția Mercur-Saturn de pe 25 noiembrie ar putea reprezenta un moment propice pentru schimbări rapide în plan financiar. Ar fi cazul să-și revizuiască felul în care apreciază banii și posesiunile, să încerce să găsească noi avantaje aduse de planul financiar bănesc și să pună la punct o planificare strictă a balanței personale de venituri și cheltuieli. Pot să realizeze ceva cu adevărat important sub aspect financiar dacă reușesc să nu scape printre degete oportunități ce apar în această perioadă, adeseori pe neașteptate.
pot să aibă impresia că banii nu sunt decât un instrument, iar adunarea lor nimic altceva decât o joacă de copii. O năzuință arzătoare de a avea cât mai multe provocări în viața profesională poate să dea naștere totuși unor transformări bruște, sub impactul cvadraturii Soare-Neptun, dar și al opoziției Venus-Jupiter. Pot să fie ispitiți de un nou job, chiar într-un domeniu în care nu au mai lucrat până acum. Tot aspectele astea pot să le aducă și o nevoie subită de a-și schimba ceva în stilul de viață. E favorizată o transformare de ansamblu, o nevoie de vindecare nu doar trupească, ci și spirituală, prin revizuirea credințelor personale și chiar o redirecționare spre religie. De fapt, soarele în săgetător, foarte activ săptămâna asta, va activa pentru scorpioni sectorul asociat finanțelor și posesiunilor, dar poate să aibă și o semnificație mai cuprinzătoare. Poate să fie legată și de ceea ce speră să acumuleze, precum și de valoarea sau siguranța furnizate de bani și noi proprietăți. Ar trebui să nu se concentreze exclusiv pe bani de dragul banilor și să lase deoparte niște aspecte ale existenței care nu pot fi cumpărate cu ceva concret. Ar putea, de exemplu, să-și investigheze resursele personale și să se reconecteze cu înțelepciunea interioară, simplificarea vieții lor, mai multă ordine. De asta au nevoie pentru a-și permite să se cufunde în zonele profunde ale personalității. Schimbări de amploare din ultimul an își pot avea rădăcinile în decursul acestei săptămâni. Spre weekend, plăcerile și lucrurile frumoase ce pot fi achiziționate din nou cu bani par să-i atragă aproape irezistibil. E cazul să facă un efort și să privească viața dintr-o perspectivă cât mai practică. Așa se nivesc noi surse de finanțe, iar niște negocieri pot fi încununate de succes sau de investiții inspirate. Sunt de evitat cheltuielile nesocotite. E foarte important să aprecieze cât mai corect valoarea intrinsecă a lucrurilor pe care le achiziționează și să nu se lase pradă impulsurilor de moment. Sunt șanse destul de consistente să regrete pasul făcut dacă sunt impulsivi. Săgetătorii sunt oficial pe val. Toate aspectele astrale de săptămâna asta îi avantajează în mare cu o condiție: să-și păstreze aspirațiile și cerințele la un nivel acceptabil. Dacă vor luna de pe cer, ei bine, s-ar putea să avem cu toții probleme din motive cât se poate de obiective, cum ar fi dezechilibrarea întregii planete. Glumesc, bineînțeles, dar mesajul este destul de clar. Au nu doar noroc, dar și capacitatea de a fructifica orice obiectiv aflat în limite rezonabile. E o perioadă prielnică pentru schimbări majore. Își revizuiesc imaginea pe care o oferă lumii, cu atât mai mult cu cât par să fie stăpâniți de o atitudine pozitivă față de viață și tind să găsească noi mijloace pentru a-și îmbunătăți și tonusul fizic. Setea de a se îndrepta spre idealul personal le va stârni ambiția și va orienta spre studiu și învățătură. Pot să realizeze ceva cu adevărat important, concentrându-se pe exprimarea personalității proprii, dar numai cu condiția de a-și conștientiza prejudecățile și obișnuințele intrate într-un făgaș aproape subconștient. Însă astul soare care le traversează zodia formează și un aspect tensionat cu Neptun în pești, lucru de natură să le dea arcașilor planurile peste cap. Adică le vin tot felul de idei, nu dintre cele mai inspirate, și au tendința să vadă comploturi împotriva lor, mai ales acolo unde acestea nu există. Ar fi cazul să-și păstreze obiectivitatea și să se străduiască să vadă dacă într-adevăr există cineva care îi minte și, dacă o face, care e motivul. În același timp, dacă ei cred îndeajuns de mult în visurile personale, acestea sunt pe cale să se materializeze. Sună poate ca un paradox, dar până la urmă e una dintre caracteristicile lui Neptun, iar influența sa se va extinde inclusiv asupra relației de cuplu a nativilor și să-i predispună la tot felul de scenarii. Ideea ar fi să conștientizeze exact ce li se întâmplă, astfel încât să nu pice mai târziu pradă unor amare decepții. Ideea e că dacă sunt puțin atenți, vor avea parte de una dintre cele mai norocoase perioade ale anului, în care pot să arate oamenilor cea mai inspirată metamorfoză a ființei lor. Noi conjuncturi de viață și personaje interesante sunt pe cale să apară, așa că trebuie să se asigure că scot la înaintare tot ce au mai bun. În același timp, eventuala instabilitate din relația de cuplu e pe care să dispară, grație intervenției salvatoare a lui Uranus în Berbec. Viața amoroasă poate să devină exuberantă
și reprezintă uneori o cale de a se elibera de povara grijilor cotidiene. Uneori, prietenia se poate transforma pe neașteptate în iubire, dar mare grijă ca sentimentele să le fie cu adevărat împărtășite. De fapt, trigonul dintre Soare și Uranul de la finalul săptămânii le intensifică vitalitatea și capacitatea de a obține ceea ce își doresc de la persoanele din jur. Abilitatea de a observa ce se petrece în preajmă, precum și intuiția extrem de sensibilă, îi ajută oriunde vor să reușească. Norocul le este un bun aliat, mai ales atunci când explorează căi ieșite din comun ale realității. Nu în cele din urmă, tot aspectul ăsta spulberă orice urmă de îndoială. Au înclinația să aibă mai multă inițiativă în viața socială și în lucrul în echipă. Aspectul exterior va continua să-i preocupe, iar muzica, teatrul, pictura, poezia pot să-i acapareze ca spectatori, dar ca și creatori. De ce nu? Probabil că, spre deosebire de alte momente din trecutul lor, au predispoziția să evite cu orice preț situațiile neplăcute și chiar sunt dispuși să facă niște compromisuri. La începutul săptămânii, având în vedere că luna este în descreștere, iar soarele în Săgetător este în conflict cu Neptun în Pești, capricornii ar trebui să-și înfrunte cu mult curaj proprii demoni interiori. Dar asta înseamnă toate problemele alea care i-au ținut treji noaptea și pe care nu au îndrăznit să le spună nimănui. De fapt, nu prea vor să le recunoască nici măcar în fața propriei conștiințe. Ei bine, doar în felul ăsta, adică dacă le recunosc, o să reușească să meargă mai departe. Mai ales că trebuie să rumege pe îndelete toate evenimentele de amploare aduse de ultimele câteva săptămâni sau de ce nu luni, care au stat sub semnul evoluției accelerate produse de cvadratura Uranus-Pluto. De fapt, acest aspect e un fel de leitmotiv al existenței lor până prin 2015, așa că de-aia mă tot întorc la el. Cert este că săptămâna asta e un interval propice analizei și de ce nu îmbogățirii vieții spirituale și perceperii intuitive a lucrurilor din jur. Pot discerne astfel care sunt căile existenței care pot duce la succes și ce aspecte le împiedică evoluția, se pot simți chiar înclinați să-și dedice timpul investigării, meditației sau chiar rugăciunii. Ar fi ispitiți de idealuri și valori intangibile, de subiecte ce păreau a le fi interzise altădată și tind chiar să pună la punct proiecte secrete, ascunse chiar și oamenilor celor mai apropiați. Bun, retragerea asta ar avea și un aspect pozitiv, anume că îi ține deoparte de eventualele drame provocate de opoziția dintre Pluto și Venus și conjuncția Jupiter retrograd luna neagră. La fel ca și pentru raci, aspectul ăsta poate aduce o tentație de a călca strâmb, de a se certa, de a intra în tot felul de complicații cu final dramatic. E cazul să dea deci întâietate nevoii de a se relaxa, de a se izola, de a fi numai cu ei înșiși. În conjunctura asta apar de asemenea să fie mai mult atrași spre frumusețe, de arta și focurile de artificii ale imaginației. Este de așteptat să înțeleagă într-o mai mare măsură frământările celorlalți și chiar să dea o mână de ajutor unor persoane apropiate aflate într-un impas. Unii dintre nativi sunt pe cale să se aventureze într-o poveste de dragoste tainică, ascunsă de ochii curioși ai oamenilor. O relativă înseninare a atmosferei familiale se petrece spre finalul săptămânii, sub influența trigonului dintre Soarele în Săgetător și Uranus în Berbec. Probleme ieșite la lumină pe neașteptate își găsesc acum rezolvarea. E posibilă o mutare sau o reamenajare a locuinței, care are potențialul să favorizeze și niște noi începuturi. Ia uite ce frumos dansează. Poți. Vărsătorii trebuie să fie pe fază săptămâna asta, mai ales în primele zile, atunci când Mercur, în conjuncție cu Saturn, le activează sectorul carierei. Adică vin niște oferte tentante sau tot felul de alte semne pe care trebuie să le analizeze cu atenție. Mesajul este unul cât se poate de important. Pe de altă parte, nativii devin mult mai misterioși și tăcuți. Devine foarte greu pentru cei din jur să le citească adevăratele intenții. Ar putea fi un atu în unele cazuri, mai ales dacă pregătesc o mutare surpriză, însă există și cealaltă față a monedei, s-ar putea ca tendința spre secretomanie să fie interpretată greșit de cei apropiați. În fond, dacă nu exprimă ce au pe suflet, n-ar trebui să se aștepte ca alții să-i înțeleagă sau să le accepte stările foarte ușor. Dacă nu vor să treacă prin niște adevărate crize de neîncredere, mai bine își dezvăluie măcar în fața celor mai apropiați planurile. Ideea este că mai toată săptămâna pendulează între starea asta de interiorizare profundă și exuberanță, nu că ar fi ceva ieșit din comun pentru
un semn al extremelor, dar parcă ar fi momentul să păstreze și o coerență, mai ales că atmosfera spre mijlocul intervalului devine foarte volatilă. Și de ce să nu spunem și asta, chiar și individualiștii vărsători au nevoie să mențină unele alianțe. Va fi mai greu, dar nu imposibil. Influența elementului lor, aerul, lipsește în continuare din configurația astrală, de aceea trebuie să compenseze. Pentru asta pot să facă apel la calitățile lor. Obiectivitatea, detașarea, capacitatea de a înțelege și a-l accepta pe celălalt, cu toate ciudățeniile lui. Un ajutor de nădejde vine însă din partea soarelui însăgetător, care subliniază cooperarea cu persoane asemănătoare în proiecte creative, eventual asociate cu o cauză umanitară. Practic, reprezintă aspirația de a-și depăși individualitatea și a se angaja într-o mișcare socială, ideologică sau chiar politică de amploare. E momentul să-și reevalueze modul în care se integrează și cum contribuie ei într-un grup. Spre finalul săptămânii, soarele este aspectat de guvernatorul lor, Uranus, și le clarifică prioritățile și le înlătură înclinația de a se agăța de idealuri frumoase, dar imposibil de atins. Par să fie străbătuți de o intensă nevoie de a fi în preajma oamenilor, iar comunicarea cu ceilalți se remarcă prin elocvență și putere de convingere. Își doresc să aibă un cuvânt de spus în tot ceea ce se întâmplă în lume și să influențeze într-o mai mare măsură cursul evenimentelor. Ca atare, revin în sfera socială. Din nou, par să fie atrași de artă, de muzică și distracții în mijlocul oamenilor apropiați. La urma urmei, sărbătorile de iarnă pot începe pentru unii chiar și înainte de Crăciun. E posibil în contextul ăsta să se înfiripe o poveste de iubire cu un bun prieten sau o bună prietenă, sau ca într-o relație de cuplu, dragostea să-și găsească un puternic aliat într-o camaraderie autentică. Peștii ar trebui să nu cadă pradă gândurilor aiuristice, mai ales dacă sunt legate de carieră. Să stea liniștiți, cel puțin până joi, și chiar dacă li se pare că lucrurile bat pasul pe loc. Nu este așa. Trebuie să-și regăsească echilibrul interior. Chiar vor avea timp suficient pentru asta. Plus că se întâmplă pe la începutul săptămânii un aspect karmic, o cvadratură între Soare și Neptun, care poate să le aducă în cale o întâlnire de gradul 3 cu o persoană atrăgătoare. Se recomandă o mare prudență în viața de toate zilele, atât în ceea ce privește propria persoană, cât și în ceea ce îi privește pe cei din preajmă. Pe de altă parte, săptămâna asta e bună pentru unele schimbări în plan profesional. Trebuie să aprecieze mai mult limitările și ordinea în muncă, să descopere noi modalități de a-și afirma responsabilitățile și să nu se ferească să inițieze discuții despre modul în care ar putea avansa în carieră. Pot să realizeze ceva cu adevărat important dacă își mențin bunele relații cu oameni aflați în posturi de conducere. Trebuie să fie atenți și la tot ceea ce se petrece în jur. Cu cât au la îndemână și folosesc mai multe informații, cu atât mai mult au șansa să aibă niște avantaje financiare deloc neglijabile. În plus, se creează condițiile pentru a le fi satisfăcută dorința de a se bucura de un prestigiu sporit în lume, printre prieteni și cunoștințe. Sunt înclinați să fie foarte ambițioși, își doresc să ajungă la o poziție socială respectată și să acumuleze cât mai multe avantaje materiale. Problema este că pe la mijlocul săptămânii, opoziția Venus-Jupiter este de natură să învăluie într-o pâclă de iluzii și înșelătorii. Mare grijă la minciunile care îi înconjoară. Trebuie să descopere o cale de mijloc între imaginație și realitate. Partea bună este că dacă ajung să creadă îndeajuns de mult în idealurile personale, acestea sunt pe cale să se împlinească. Este înlesnită și ieșirea la lumină a celor mai bine păstrate secrete ale vieților intime. E de așteptat să se lovească de mari dificultăți dacă încearcă să ascundă unele lucruri despre persoana lor. Deci atenție! Finalul săptămânii, marcat de trigonul Soare-Uranus, ar putea să-i ducă din nou într-o stare de visare. Imaginația efervescentă le pune la treabă creativitatea și par să tânjească după o frumusețe imaterială, desprinsă de cenușiul cotidian. Artistul din ei este pe punctul să iasă la iveală și să impresioneze pe cei din imediata apropiere. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Astro Confidențial. Eu sunt Monica Vasiliev și vă aștept și săptămâna viitoare pentru o nouă incursiune în lumea astrologiei. Până atunci, vă doresc să aveți parte de niște zile cât mai frumoase.